sezonul de vară, cred că e. Nu e de primăvară. În portul Cetate am făcut o pauză toată iarna, relori, așa. Începem în forță cu un arheolog metafizic, ca zice eu, pentru că el este celebru că este văzut seara în cimitirul Belu sau ziua. Nu seara, nu seara, că-s miop. Seara, nu. Am rugămintea să nu măgați lumina în ochi, pe cuvânt că nu mai văd, adică nu vreau să fiu deranjat. Eu, în schimb, o să folosesc lumina asta ca să arăt și în celălalt rând o scuze dacă o bag în ochii cuiva, este involuntar. Domnul Anfile, nu l-am cunoscut până acum, în schimb m-am uitat pe Facebook la tine și am văzut câteva filmulețe foarte mișto. Pentru el face un lucru extraordinar. Când spuneam că e arheolog metafizic, mari inși care au intrat în istoria omenirii au lucrat și ei într-un soi de cimitir mai vast, așa cum era ăla din Egipt, da? Unde au scos tot soiul de minunății. Tu ai scos povești, pentru că eu cred că înaintea ta, din păcate, au umblat alții care au ciordit după acolo din marile cavouri ale cimitirului Belu. Eu știu câteva povești legate de câteva personalități ale istoriei române care s-au trezit săracii cu cavoul spart și cu inelele din deget, da. Cu decorațiile, da? Cunoști? Da, e un sport vechi cam de când cu piramidele. E, da, de câteva mii de ani avem și noi profesioniștii noștri, dar nu suntem mai prejos. E o chestie, sigur, tulburătoare să vezi orgoliile oamenilor care își vor să-și lase în urma lor niște pălățele în miniatură, da? Unde își pun numele, sau pur și simplu pietre simple în care scriu pur și simplu, cum e de exemplu în cimitirul Perlașev, cred, George Enescu. Are o piatră George Enescu. Nici măcar nu scrie compozitor, scrie ceea ce e puțin așa ciudat, care legiunea de onoare a Franței. Nu era nici aia puțin lucru. Nu era puțin, dar dacă ne gândim că și Michi Șpag are legiunea de onoare și va avea aceeași chestie ca George Enescu pe mormânt, e ceva, nu? E ideea de ce e gândită legiunea de onoare real, că se mai dă pe delături, da, și la alții. Legiunea de onoare a început să fie o chestie comercială. Pe vremuri, legiunea de onoare, era o chestie. Și Elena Văcărescu, toți pentru legiunea de onoare s-a mândrit cel mai mult. Da, și... da. Păi este... E o chestie mică, așa, știi, nu știu dacă ai văzut, să dă, mă rog, o chestie mai, pe care nu o porți, dar după aia porți așa un ac, o chestie roșie, așa, discretă, știi? Am avut plăcerea, dar încă am speranțe. Cine știe, da. Cred că și la Belu sunt câțiva de ăștia, dar nu, le-au dispărut acele alea cu... Ea e cu, la Belu. Cu da? Elena Văcărescu a cerut să fie dusă la Belu. Da, Elena, nu știam. Și a fost nevoie să dea ghiontor un general francez care o cunoscuse, că deja trecusem de 48 și să cam complicaseră lucrurile. Omul a cântat foarte puternic coarda patriotismului pe discursul. Băi, asta a fost româncă, nu mai contează. Da. Aduceți-o la Belu. Și e la Belu. Ce chestie, uite, asta nu știu, n-am văzut mormântul. E cu străstrăbunică Sucuienăchiță Văcărescu. Sucuienăchiță, bă, uite, nu, mi-a scăpat chestia asta. Am fost de multe ori, mă rog, la mormintele celebre, cu Eminescu, în fine, acolo, cu Caragealene, dar nu știam și de Elena Văcărescu. E drept că Tarlau are 19 hectare. Da. Eu am probabil jumătate știute și mă plimb de 16 ani pe acolo. Da. Ca formă de orgoliu sublimată, că ați spus de lucrul ăsta de pălățele, forma de orgoliu sublimată, în schimb, este în momentul când și-au pus doar blazoanele. Inclusiv, fără nume? Au nume foarte discret, bref, așa, discret, da. Dar blazonul stă acolo, pentru că la vremea lor, ei bani aveau, știa toată lumea. Nu asta le gândi la lor. Da. Dar faptul că erau baroni din Imperiul Austriac sau chiar din Imperiul Rus, aia conta. Și dădeau în judecată. Dacă venea parvenitul să-și facă palat și își trântea un blazon de la sine putere, ia zi, coane, de unde ai tu ăla? Auzi, da, e o glumă a istoriei, că, de exemplu, mi-amintesc că era un personaj, un politician, Mischie îl chema,
care a cumpărat cavou, la Vâlcea, a cumpărat cavou unui mare om politic țărănist, Ioan Ițiu, cred așa, și s-a băgat acolo în cavoul lui. Mi s-a părut ceva incredibil, ca și cum... E ca în perioada de înainte 89 să iei în spațiu locativ. După 90. Ca paralelă, cum înainte de 89 să cerea să mă iei în spațiu locativ. Așa au luat... Ei vor în spațiu locativ al eternității. Eu am făcut o emisiune și le-am spus, domnule, dar cum te bagi acolo? Dacă vine într-o seară și te zgâlțe bătrânul politician care a murit și în pușcărie, știi? Și el, PSD-ist celebru, nu știu ce, să stea acolo, să-și dea coate. În fine, destul de dramatică. Aștept să aflu eu ce-i după. Cred că și acum, cred că și la Belu, nu? S-au cumpărat tot soiul de cavouri celebre. Acum, eu ca să vorbesc ca angajat, alea nu se cumpără. A, nu? Nu, aia umblă pe Piața Neagră, n-are a face cu administrația. Aha. Cimitirul e spațiu de utilitate publică. Așa, și? Așadar, toată lumea e chiriaș acolo. Aha. Că noi n-avem garanția că tu după ce ai crăpat îți mai plătește cineva taxa. Dacă nu-ți mai bine, plătește toți taxa... suntem chiriași pe pământ aici. Apare și în pământ, tot chiriaș rămâne. Da, și în pământ tot chiriaș, da, deci... Da. Cine a cumpărat? Gigi Becali, cred că a cumpărat și el. Nu, dumnealui, din câte știu, e foarte legat de loc și vrea la Pipera. Ah, da? Da. Aha. Adică n-are treabă cu Belu. Își face acolo o mică piramidă, da. Cu cimitirele de stat, că Belu face parte... Bine, am văzut că și-au mai făcut așa... de-astea, cavouri scumpe, cam de neamuri proaste, așa n-aș vrea să spun, sunt câțiva politicieni, câțiva oameni de afaceri, știi? Ai putea să faci o mică istorie a neamului prost, dacă mergi în mediul funebru, că existau și înainte. Evident, da. Neamul prost e de când e lumea și pământul. Recunosc că am o mai mare toleranță față de neamul prost vechi. Ăsta nou pare să fie ceva mai opulent. Sunt și alții care au înțeles-o mai bine. E un sentiment probabil pentru unii, știi, să știe că după ce mor, vor trece unii și se vor uita cu admirație sub ce acoperiș stau, dar pe de altă parte e și ridicol, știi? Pentru că praf și pulbere, cum, da. Sus marmura, sus și jos azi, deșertăciune. Jos scârna. Da. Vrei la deșertăciune să strălucească deșertăciunea. Da. Am început cu cimitirul ăsta pentru că este celebru și este, într-adevăr, e, cum să spun eu, aventură să te plimbi pe acolo. Și printre abuzurile comise, unul dintre cele mai cunoscute era faptul că soldatul rus te oprea pe stradă și la vremea aceea să ai ceas era cum e astăzi să ai telefon mobil. Mai ales bărbații toți, da? Și a dat vai ceas. Dă ceasul. Ți-l lua și îl punea el pe mână. Bineînțeles că se opreau la 1. Drept urmare, puteai să vezi soldați sovietici pe străzile Bucureștiului cu 10 ceasuri puse pe fiecare braț, ba unii din lipsă de spațiu mai băgau și prin paltoane. Așa că n-a lipsit mult până când Constantin Tănase apare pe scenă și spune: era rău cu Derdidas, dar e mai rău cu Davai Ceas. De la Nistru până la Don, Davai Ceas, Davai Palton, Davai Ceas, Davai Moșie, arașo tovărășie. Acum, Armata Roșie, nu știu dacă știți, dar nu e recunoscută pentru umorul ei. Și drept urmare, a fost rugat, se pare, Constantin Tănase, las-o mai încet. Drept urmare, ultimul lui spectacol a fost un spectacol în care actorul a intrat pe scenă cu un mare palton, exact ca un exhibiționist. A venit până în mijlocul scenei fără să spună nimic, a deschis paltonul care era burdușit de ceasuri, inclusiv un ceas cu cuc, și n-a spus decât el tic, iotac, el tic, iotac, și după două săptămâni era mort. Trebuie să spun biografia lui romanțată, deci el a fost de toate la viața lui și încă este. A făcut școala de preot, nu? Ai terminat... Da? A fost și gropar o perioadă, că să câștigă mai bine un gropar, da? Mi-au perit bătăturile, dar am rămas în suflet. Și groparii sunt celebri, dacă îți amintești, în Shakespeare, așa, groparii au intrat în istorie și ei. Ai răspuns și de cimitirul Belu, nu? Sau și acum a răspuns? Eu răspund despre cimitirul. De cimitirul Belu răspund alții. Să fii răspunzător de povestea cimitirului e ceva, da. Povestea asta mai liniștită decât problemele administrative.
Da, din păcate pentru el nu s-a îmbogățit, că puteai să trafichezi câteva morminte pe acolo, că s-au traficat. Eu cred în bântuiri. Da? Am o parte proastă și n-am chef să mă viziteze vreunul din trecut. Dar cu cât se mai vinde un loc acolo de veci? Știi? Păi asta îmi spune OLX-ul. Dar eu fiind în chestiune, nu mă uit. Aha. Pentru mine, eu îmi doresc un loc în satul meu natal, în mănăstirea. Da, deci cel mai bine vă recomand, nu la înghesuială acolo, și undeva, cum zice și domnul, la loc cu verdeață și cu ceva liniște. Dacă mă țin Dumnezeu, o să tot fac tururi, nu o să vreau să fiu și parte din tur la un moment dat. Deci am văzut că tu faci și turul Bucureștiului, nu? Te-ai și pe afară, mai mergi pe la... Mai prindem și pe afară. Da. Asta e abia în creștere. Aha. Istanbulul e momentan zona de predilecție. Se simte că avem ceva atracție balcanică. Că e cerere... Și la Istanbul ce? Te duci să vezi sabia lui Ștefan cel Mare? Printre altele. Acolo trebuie să o spui mai pe șoptite, că nu prea te lasă să prezinți în sala armelor de la Top Cap. Nu prea. Deci povestea, știi, noi vorbim așa, povestea sabiei lui Ștefan cel Mare e foarte interesantă. Tu o știi, bineînțeles, că s-a închipuit că a fost într-o bătălie, i-a căzut sabia și au luat-o turșii și au pus-o la loc de cinste. Nu. Bătrânul Ștefan, după ce a tăiat la turci și nu numai la turci, și la creștini, că de-aia l-au făcut sfânt. N-am ratat niciun vecin pe timpul lui. Nu, dar și-a mai tăiat și din copiii aia de minci, când a tras ăla micul coarcu. El s-a gândit că i s-a apropiat moartea, s-a gândit, domnule, o pace cu turcii n-ar fi rea, să le las copiilor mei liniște după ce plec. Și s-a dus la sultan și a căzut în genunchi. Știi povestea, nu? Legenda, da. Legenda, nu-i legendă, că e realitate, că scrie într-o... și trebuia să-i pupe papucul sultanului și să-i ofere și sabia. Și era într-un cort. El a zis că e intimă chestia, dar dacă au tras cortul ca să vadă toți... toți ăștia, soldații, cum se cheamă, soldații, ienicerii, cu marele Ștefan, care a băgase groaza în ei, îi pupă papucul. Cam așa a sfârșit Ștefan. Dar să știi că chestia asta face parte din politichia lumii din totdeauna, pentru că e o diplomație, de fapt. El a fost un mare diplomat, Ștefan cel Mare. Pentru că așa putea să moară liniștit și a doua zi să trezească călscoturcii din biserică, știi? Aia care au fost doar pe bătaie în istorie, n-au sfârșit-o bine. A fost înțelegător, știi, cu... Eu, din ce am citit legat de sabia lui Ștefan, la pierderea ei e, de fapt, post-mortem. Fiul din Flori, Petru Rareș, a scos-o la rezat. Nu, are spiritul bătăios al tăticului, fără prevederea lui politică. Și nu-și asigură spatele înainte să se ia la trântă cu Imperiul Otoman. Și e data când Suleiman Magnificul urcă în Moldova. De data asta urcă nu cu prevederi de realiste, că face pașa lăg. Zice, nu, doar să te scot pe tine de aici și după aia îmi văd de ale mele. Și ăsta cucerește Suceava. Și cucerind Suceava, pune mâna pe tezaur, inclusiv pe sabia lui Ștefan. Interesant. Deci n-a dat-o el. Da. Bine, istoria e plină de capcane și de... dar să revenim puțin, stai. Trecem de la chestiile tari istorice... De la cărnuri vechi la cărnuri noi. La istoria a bucătăriei. Eu am de gând anul ăsta să gătesc la cetate. Am băgat asta și în turism, am aici 35 de camere de dormit, mă ocup, am 3 fete acolo la bucătărie, de mie îmi place să mă implic foarte tare, că eu le-am învățat să gătească. Și astăzi vreau să-ți fac ceva foarte fin, adică am avut carne de berbecuț, am făcut și o mică pastramă așa ca să miroase frumos. Vreau să fac niște cârnați de berbec cu porc, asta e a mai albă de porc,
acolo este carnea de berbec, și aici am tocat o gâscă și fac cârnați mai fin, așa, nu cred că ai mâncat niciodată, nu? Cârnați de gâscă. N-am mâncat, dar am făcut de mult ori scandal, că îmi place gâsca și o găsesc foarte rar. Da, e, voi face cârnăciuri din gâscă, amestecată cu puțin porc. Am aici am toate mirodinile de pe lume. Am astea aduse de la prietenii mei din Germania, cu care am făcut un film așa, care au piper din numai piper sălbatic din pădurile africane, piper roșu, în fine. Am și cimbru nostru românesc de la doamnele din Calafat. Mă rog, coriandru, ardei de ăsta pisat, da? Dar am și dulceață de, de ardei iute. Ăsta este cam iute, de exemplu. L-am tocat așa, o să-l bag în, în cârnații de, de oaie. În schimb, aici pun puțină dulceață de ardei iute, da? Care este iute, dar are o delicateță în ea și se pretează la finețea. Amestecăm carnea, deci pun mirodenii, pun puțină sare, puțin coriandru, puțin piper, chimen, busuioc. Puteți să mă admirați în cămașa asta, cred că e ultima oară când mă încape. Și cimbru. Da? Despre cimbru citise la un dat că are de 10 ori concentrația de calciu a laptelui per cantitate. Cimbru este toate aceste mirodenii de fapt sunt niște medicamente. Deci acum 1000 de ani, 2000, 3000 când omul a început să guste și să descopere și a dat seama că mâncând ceva nu-l mai doare burta și dacă a luat o gură de, de iarbă de asta. Așa s-au născut aceste mirodenii parfumate care au supraviețuit. Îți dai seama că i-au gustat și unele otrăvuri fără, nu știau, erau Da, trebuie da, să fi fost cineva la sacrificiu. Cineva s-a sacrificat inițial și n-a avut curajul. Exact, ca da? Ăla care a aflat primarul cum să obține laptele, probabil că a făcut și alte chestii ciudate. Deci această carne se amestecă gâsca cu porcul. Mai pun puține mirodine, că am pus numai pe pe purcel. Usturoiul, bineînțeles. O proporție modestă. Pun usturoi, mai am într-un loc usturoi. La asta pun mai puțin decât la... la... Vedeți, am și aici. Dar să vedem, poate pun puțin vin. Nu mult. Trebuie să pune apă de obicei, dar aici am un soi de... se pune chestii de oase, zeamă de oase. Broth, iar spune așa, englezul. Da, e un sos de la o friptură, știi, mai mult, care va ajuta să fie pare și destul gustos, de gras. Da, și grăsus puțin. Așa, acum e un domn marin, care nu știu pe unde e. Care pot se să va fiu ocupa eu domnul de... marin, dacă doriți. Da, la un moment dat băgăm, am luat... acest obiect de făcut cârnați. De la lopată manivelă ar trebui să fie foarte ușor. Uite, fii atent, mestecă tu puțin așa, ca să omogenizăm această carne. O gustăm pe urmă crudă, să vedem cum este. N-am nimic împotriva. Pentru că e totul bio, dai seama, și, și gâsca, și porcul, că eu nu servez decât chestii de-astea din curțile. Deci fie că miroase a carne. Da. Așa. Vreau să, până când mestecăm aia, să pun puțină pastramă, să fie un fum, așa, știi, cum ambiental foloseau preoții, arderea de tot. Pun puțin, deși ea e grasă, întotdeauna e bine să puneți puțin ulei. Mirodenile punem după, că dacă le pui de la început, se ard și se amărăște. Am pus un mic... paleașcă, ca să zic așa, de... Pentru arderea de tot recomandat era șoldul. Da.
Da, nu, am pus ce mai bine așa. Marina a adus și o apă de aia. Da. Ca să nu ia flacăra prea tare, folosim. Se scoți asta, dar să nu creadă lumea că faci stropin cu apă minerală. Bun, n-are important. Eu mă simt foarte la locul meu în ipostaza asta. Avem mațe naturale. Marina, ai băgat mățișoarele? Nu, nu le-ai. Ia, hai. Aici mai am ceva, fii atent, mi-am amintit de chestia asta. Am un prapur. E perioada, anul ăsta miei s-au făcut mai devreme. A fost cald. E un an foarte bun de miei. Pun puțin vin așa să-l spăl pe prapore. Și știi ce fac? Până facem noi cârnați așa, pun o mică, dacă nu te superi, facem un drob ad hoc, un mic drobuleț așa, știi, prăjit în... Nu mă super chiar deloc. Opa, băi. Păi, Marine, vino mă și bagă mațele alea. Pricep, l-a băgat la maț, l-a băgat mațul mai puțin. Treabă de finețe. Ia să vedem. Fii atent ce transparent, ce frumos e. Grecii fac chestii de-astea, știi? Carne tocată, băgată în prapur, mai bagă și alte organe mai... Așa. Asta a fost în sosul ăla. Bun, deci pun puțin... Puțin tică carne. Ia să vedem. Se poate lua ad labam? Da. Eu tot spun că dacă e gustoasă carnea crudă, n-ai cum să dai greș cu ea nici gătită. Bună și prăjită. Dacă nu e bună crudă, n-are cum să fie bună nici prăjită. Așa un mic drobuleț, da? Eu rețin sunt de la domnul puțin. Radu Anton Roman legat de vin. Dacă e prost să-l bei, de ce crezi că o să fie mai bun dacă gătești cu el? Da. În orice caz la gătit, se pune numai vinul. Stai, Marina, să vedem dacă mai trântim ceva în ea. Pentru gustul meu ar merge mai iute. Asta mă gândeam că să-i pun puțin, da. Fulgișori ăștia și de ardei. Ia să vedem. Când eram tânăr, era un lipovean care încea cu barca și se spăla cu săpun. Ce al dracu săpun, parcă cu untură de măgar. N-avea, nu face clăbuc. Nu făcea clăbuc. Asta ați avut un articol scris pe tema asta și spuneați că, în schimb, alte viețuitoare mult mai grase fac clăbuci din plin. Fac clăbuci la gură, spuneam. Da. Mai bag puțină dulceață. Am zis pe ăștia să-i fac mai finuți așa. Deci mie îmi place iuți, știi? Ăsta e adevărul. Eu recunosc că cu dulceața de ardei iute, cel puțin în formă simplă, nu m-am împăcat odată. Ia gustă, să vezi ce bună e. Pă bune, eu fac o dulceață nemaipomenită. Cu asta se poate lucra. Cum? Cu asta se poate lucra. Se poate lucra bine de tot. Da. Deci cam tot ce e în formă preparată de aici e opera dumneavoastră. Păi da, unele sunt rețetele mele, nu cred că am inventat eu prima dată. Se mănâncă rar în România, să zic, cârnați de gâscă, știi? Mânca Sadoveanu, care era un mare gurman, mâncau boierii moldoveni, mâncau evrei înstăriți, unde gâsca era aici, regina balului, știi? Cred că de la dumneavoastră știu afirmația asta, că mâncau bine, scriau bine, azi mănâncă la McDonald's. Da, nu...
lumea are impresia că poetul trebuie să fie famelic, să moară de foame. Și, s-a dovedit că suferința, de fapt, nu creează geniu, știi? Nu prea. Au fost genii bonome și așa, au fost oameni mai sărmani care n-au fost geniali, știi? S-a întâmplat, au fost între ăștia, știi, au murit de tineri și nu știu ce, dar în general, dacă te uiți la... e un amestec ciudat la marea literatură franceză, să zicem. Balzac era un mâncău teribil, da? Cafegiu și toate cele. Da. Sigur că erau poeți care miroseau doar florile și... Dar nu e adevărat, erau și poeții... François Villon, marele poet al Renașterii. Așa, era bețiv și mâncău și curvar. Asta este. Bine, nu-ți poți alege modelul, pentru că fiecare om este cum este. Știi, ideea că un scriitor, da, este, e original în felul lui de a fi, știi? Nu-i făcut în mai multe exemplare și nu poate fi tras la tipar el ca personaj, decât opera lui, da? Din păcate, bun, la unii... Ia vezi, acum e mai... N-a verificat nimeni cum ar fi creat în condiții de bunăstare. N-au avut ocazia. Din punctul meu de vedere... Nu mai trebuie nimic. Corespunde. Între timp fac cârnații din oaie și din... Porc? Porc, da. Am pus mai multă oaie decât porc. Era o oiță de-asta tânără care n-a făcut miei și ciobanii le cam sacrifică dacă nu nasc, știi? Așa, punem cimbru cât cuprinde, că e... Eu am vrut să văd ce înseamnă indicația asta cât cuprinde. Uite, asta și ce? Salvie? Nu, rozmarin. Ah. Românii nu pun rozmarin în cârna, dar eu cred că la oaie merge, știi? Că e... Eu sunt parțial bulgar, deci ar trebui să încerc mai ușor. Bulgarii fac niște cârnați foarte buni. Era mitul mititeilor bulgărești, dacă știi, da, din carne de măgar. Știi? Da. Ai mâncat vreodată? Nu, n-am avut plăcerea, dar ar trebui să fie bun pentru că e o carne foarte slabă. Da. În Delta, când eram tânăr, era un lipovean care necea cu barca și se spăla cu un săpun. Ce al dracu săpun, parcă e cu untură de măgar. N-avea... Nu făcea clăbuc. Nu făcea clăbuc. Era foarte simpatic. Asta ți-a avut un articol scris pe tema asta și spuneați că, în schimb, alte viețuitoare mult mai grase fac clăbuci din plin. Fac clăbuci la gură, spuneam. Da. Hai să mai pun niște de asta. Dacă tot... E bine când mănânci totuși un cârnaț să... Știți, mă, că sunt tâmpiți care... Carne. Păi... Mirodenia e... Un mic varieteu la temă. E, până la urmă, știi, toată povestea și... nu? Așa, stai puțin să pun și aici niște zeamă și puțin vin mai pun. La casele mari se pune vin. Nu știu, mie îmi curge câte o lacrimă când văd turnându-se de carafă. Ce? Mie îmi dă câte o lacrimă când văd turnându-se din carafă în carne, dar înțeleg rostul. A, păi nu mai e. Altfel primește, știi? Dacă are și ea vinul deja în... Eu, în general, mestec cu mâna, pentru că eu tot spun, băi, nici bunica, nici mama, nici străbunica n-au făcut sarmale cu mânuși. Nu poți să lucrezi cu mânuși. Te speli bine, te dezinfectezi, te... Înțelegi? Ia, gustă, să vedem dacă în această poveste mai și trebuie... Și eu sunt spălat bine, să se noteze. Eu stau un pic să... Să vezi ce mireasmă are, da, nu? Să procesez. Da, da. Foarte interesant amestecul. Foarte interesant. Pentru... Și de ce? De la aceste... faptul că am pus și plântuța asta, știi? De o mireasmă nemaipomenită.
eu în situația asta de inedit nu mă pot pronunța dacă mai merge ceva sau nu, că aș mai pune niște, i-aș face mai picanți puțin. Asta nu e cu supărare în cazul meu. Veniseră, ca să nu fac reclamă, o firmă de kebab. Eu nu sunt mare amator de shawarma. Eu nici atât. Dar au venit niște domni din Turcia. Eu nu pot să mănânc tocătură decât dacă o fac eu. Nu era tocătură, era de la carnea aia, da. Dar veniseră niște domni care o făceau turcește, fără să spună un kilometru de pâine, fără să-ți bage cartofi prăjiți în ea, adică chiar te întrebau de dor sigur cu cartofi prăjiți, că se poate și fără. Fără maioneză, puneau un sos de muștar, ceva mai ușor. Da, nu se mănâncă cu maioneză, dacă. Doar că aveau, inclusiv servanții erau turci. Și cu româna mai subțire, vorbeam mai mult cu mâinile, ca să aflăm ce punem pe acolo. Da. Și la un moment dat învață omul picant. Și mă întreabă când cer și eu treaba aia, picant? Și eu îi răspund, picant. Îndraci. Și de atunci am fost domnul picant îndraci. Mă recunoștea turcul, era foarte bă, domnul picant îndraci. Hai încoace. Turcii sunt mari negustori în aibii și au și o bucătărie, pentru că, explicabil, țările care au avut soldați mii de ani, sau mă rog, sute de ani la rând, au avut și bucătărie, că o armată nu se poate ține fără mâncare. Au ofițeri în armata otomană numiți ciorbagii, care țineau cazanul de ciorbă. Da, sub control. Iar semnul de revolt al ienicerilor era când își răsturnau gamelele. Erau adunați în curtea întâi de la Top Capă. De-aia turcii au fost cu noi înțelegători. Și de ce? Că nu ne-au făcut pașalâc din pricina mâncării pe care românii o dădeau turcilor. Uite pâinea, deci ca de împărtășanie. Ca de împărtășanie, da. Ia și jumate din acest drobulete. Nu vă spun boda prost, e defect profesional. Ia-l. Așa. Noi am avut 500 de ani, fii atent, aici Bulgaria, no, turcii au trecut în Bulgaria, toate bisericile bulgărești au fost făcute geamii, știi? Au venit în țările române, mă rog, și au lăsat biserica în pace. Aveau nevoie de grâu, de miere, de carne de asta, de berbecuț pe care am pus-o eu pe grătar. Vită. Ceară. Și atunci nu și omorau producătorul, normal. Da? Și atunci românul s-a apucat să crească purcei. Așa am ajuns noi, mari crescători de... Iar noi suntem în documentele otomane trecuți drept chilerul împărăției, cămara împărăției. Exact. E mai mult decât atât. Eu spun că noi am inventat în lume catering-ul. Pentru că în momentul în care turcii au ajuns la porțile Vienei, cine crezi că le aducea mâncare? Domnitorul moldovean și domnitorul din țările române. Zahereaua. Care erau certați între ei. Dar asta făceau ei. Cum e? Este delicios. Mai fac una? E o alternativă bună pentru perioada de Paște, decât să faceți un drop de 2 kg ca să moară ficatul întregii familii, faceți un drop din ăsta de dimensiuni decente. Fac una acum din oaie. Da? Ienăchiță Văcărescu a reușit la un moment dat să scape de o foamete în țara românească, fusese mare secetă. Și l-au întrebat ăștia, băi, boiere Năchiță, că mata ești mai bun pe administrație, cum facem, mă, să îi scoatem pe ăștia că ni se băjene satele, nu mai are cine să lucreze pământul? Zice, păi îi rugăm pe turci. Mă, tu ai nebunit? Așa. Ăștia au mână de luat, nu de dat. Ce, nu fii atent. Stai puțin că... Îi rugăm pe turci să ne împrumute zahereaua, pe care tot noi l-o dăm. Dar îi rugăm, bre, până să întremează raiaua, lasă oamenii să mănânce ei zahăreaua. Scrisul credea că erau căruțe cu zahăr, dar de fapt nu. Asta e denumirea. Erau căruțe cu seu, cu grâu, cu... Cu tot ce putea să reziste la transport. Da. De altfel, cărau până și brânzeturi la un moment dat. Păi cum? Sigur că da. Deci șansa noastră istorică a fost într-un fel nemaipomenită, de a slujit și credința cu ocazia asta. Din păcate, noi nu mai suntem, ne-am lăsat de catering pe vremea capitalismului, da? În ciuda faptului că pe vremea comunismului Rusia mânca numai din România. Rușii aveau mai multe tancuri decât găini.
pe vremea aia. Și pe bune. Și noile de... era România plină de sere, de... Capitalismul românesc a făcut praf chestia asta, da? Eu știu că era interesul ălora care importau roșii olandeze. Hai că am pus mai multe chiftele. Aliații de la răsărit la un dare propuseseră. Voi vă concentrați pe industrie ușoară și agricultură și industrie grea vă dăm noi produse. Nu mai știu cum deci, se doamnelor chema. Și domnilor, până faceți cârnaușe, trântiți-o de asta, da? Cu un prapure de ăsta frumos... Se face repede, e gustos. Mie îmi place și gustul praporului ăsta. Are, e la mare preț în țările astea, în Grecia, de exemplu, da? Grecii, turcii, dar și noi suntem balcanici în felul nostru. N-ar trebui să ne fie rușine. S-a creat o oarecare genă vis-a-vis de ce n-arată foarte estetic. Droburi. Și e păcat că tot turcii l-au învățat și cu zahanaua. Toamne și mie puțină apă, te rog. Nu mă gândeam să vă fiu nu, nu, nu se desface, că ea are o... Un țuțuroi. Un țuțuroi acolo. Nu mă gândeam să vă fiu turnător astă seara. Așa. Dar la cerere... Apasă puțin, așa, să vină mai cu... Bun, mersi. Tu de ce bei vin roșu? Deci că ai tensiunea mai mică, nu? A, sunt binecuvântat de soartă la capitolul ăsta. Da. E bine că ai medicament cu ce te... Eu beau numai vin alb, bine, am... încă îmi țin așa în tensiunea, dar... cu albul mă... Vinul pe mine roșu nu-mi dă starea euforică. Eu am Marina, constatat că dacă îl... Ce nu spui, mă? Dacă îl pepitesc cum trebuie... Ai băgat de asta. Dar nu mai sunt de el. Nu contează. Vedeam și de ăștia. Ăștia e bun de afumat. Nu? Afumăm câțiva, dacă ne enervăm. Nu o să fac rost de mațe. Deci, am avut două soiuri de mățișoare. Doamnelor și domnilor, sper că mă aud. Mai e? A terminat aventura. Așa. Deci am făcut cârnații de... Eu vă întreb ca necunoscători. E doar intestinul subțire acolo. Da, intestinul subțire, da. Din ăla gros nu se fac cârnații. Nu, din ăla gros se fac... pune puțină apă pe flacărea. Din ăla gros se... leberul, caltaboșul... Toba. Și am întâlnit mai cu de curând și chișcăre. Chișca e chestia moldovenească, da? Imediat. Nu ne grăbim. Gata. Vreți să te ajut? Stai, că lucrul nu iese. Mi-am pierdut rangul de țiitor de castron. Nu? Zic, mi-am pierdut rangul de țiitor de castron. Asta e. Domnul Marin, îmi pare rău, vă las pe dumneavoastră să dați la manivelă, că aparent nu cadrează. Trebuie să recunoști că sunt simpatice aceste, nu? Sunt drobulețe. Tot agreabile. Ei, na, e unsă. Da, de pe flacără puțin. Îți ofer acest cotlețel, să-i dau cu niște mirodenii. Se servește fără babețică? Fără babețică, ia-l așa. Să vezi ce merge vinul ăla. Ți-ai pus vin singur? Sigur că da. Nu, sunt autonom la capitolul ăsta. Bravo. Iar când nu mai sunt, e momentul de mers la culcare. Da.
uitat de pastrama sărata. Eu n-am de gând să fac parafastucuri, este foarte bun. Este prima oară când mă bucur că am renunțat la antrenorul la sală. Pentru că acum e cu dovezi. Op. Poate să se semene cu cântatul la nai. Mai bagă. Punem și un cârnat pe... Eu mă apuc de... De capodoperă asta. Băi, plecați de aici. Deci cam asta e. Despre asta a fost vorba în materie de gătit astăzi. Eu totuși îmi rezerv și nedumerirea față de acea gâscă care stă pe margine. Gâsca aia am adus-o să arăt că sora ei s-a transformat în cârnatul ăla de gâscă. Am înțeles. Și ea, aia era decorul. Ea ce se va întâmpla cu ea, spun. Mâine facem sarmale de gâscă. Tot pare rău că plec. Deci, sarmaua adevărată, moldovenească și de boierească, este din carne de gâscă. Tot ce o gâscă, cu tot, cu scos numai oasele care îți bune la ciorbă, gâtul, aripile, nu știu ce, și oasele toate, și carnea împreună cu puțin porc de ăsta bun, de la carne la ceafă, se face sarmaua de gâscă cu care boi român și bătrânul Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, mai, Ionel Teodoreanu, da, își... Spunea că trebuie să poți să o spargi ca pe un harbuz de dobrogea cu limba presată contra cerugurii. Ia câtă... Citat frumos, da? Mai zi o dată. Sarmaua moldovenească adevărată, mărunțică și bine pătrunsă, trebuie spartă ca un harbuz dobrogean de limbă contra cerugurii. Deci noi acum gustăm asta de gâscă. S-a îndulcit puțin de la dulceața aia de artei. Dar ai sentimentul ăla că mănânci ceva ușor, știi? E greu perceptibil că ai de-a face cu ceva carnivor. Toate mirodenile astea... Din păcate, sunt convins că opinia asta nu o să fie părtășită și de cântarul meu. Să mai pun o bucată să gustă și domnii care ne-au filmat. Ne ducem liniștiți la o masă undeva, aceea, și mai stăm la o tacla, la o tacla, nu? Despre... Vin mai e? Vin avem, credeam mai avem. Nu am avut niciodată experiența mistică. Nu am simțit nevoia dialogului mistic cu Dumnezeu. Eu cu Dumnezeu am dialogat ca și cum ar fi stat lângă mine pe scaun. Da. Și așa dialoghez până astăzi. Foarte liniște și foarte prietenos. Pentru mine Dumnezeu e un Dumnezeu foarte vesel și foarte binevoitor. Păi e clar că a avut simțul umorului, că altfel nu ne făcea. Tinere, ești pe malul Dunării. Mă simt ca acasă. Dacă e bine. Cum s-ar spune popular, păi, dacă faceți dumneavoastră ceva aici, primesc eu mai jos. Eu am scris în tinerețe, neștiind că voi locui pe un fluviu, pe râu sunt oamenii mai buni, știi? Și în păduri foieți gușați și peste moarte aplecați ceasornicari scobeți fântâni. Ideea care era? Că râul are un duh al lui și care... chiar te face mai bun, te liniștește. Pe bune, am stat de vorbă cu oameni, cu cercetători astea. Deci sunt mulți oameni care vin nevrozat, nu știu ce,
Și mărturisesc mie, domnule, că după ce am venit aici, oboținul, ce, m-am uitat la Dunărea asta mare care curge pe aici, am respirat aerul ăsta curat, pentru că plopul produce de 7 ori mai mult oxigen decât bradul. Nu știu dacă știe aia chestia asta. Nu știam. E normal că rădăcinile lui sunt în apă. Plopul își bagă rădăcinile la nivelul Dunării, știi? Sistemul de producție e mai eficient. Și din apă produce așa, da. E, mireazma asta de Dunăre. Și mă gândeam, domnule, păi ești mai bun, pentru că un râu îți dă de mâncare, are pește, uneori vin, îți dă și lemne, dacă vrei să faci focul, pândești că vin copacii, ia prin pădure, ia un buștean și ți-l oferă ție. De-aia, oamenii sunt mai buni pe lângă un râu. Așa. Ca dovadă că pe mine m-am bunat puțin, că eram, după ce am fost la Maglavi și am văzut locul ăsta de departe, știi? Am simțit, pe cuvânt de onoare, de mic copil visam să am o căsuță lângă o apă, știi? Și am simțit în clipa aia, când am sosit aici, că mi-a zis Dumnezeu, băiete, vă și tu o căsuță pe malul râului, ia-o, știi? Eu am prins și un mic dezavantaj. Era plină de purcei, ca ăsta care citea cotele apelor Dunăreții. Avea 27 de porci aici când am dat. De la care am învățat toți numeralele, limba franceză, stătea aici. El citea cota apelor Dunării. 1089 cm. M-am prietenit cu el, nu știu ce, știi, și la un moment dat mă întreabă așa, dar cu sfială, domnule, spune, vă văd seara că stați aici, ai băut, așteptați un vapor, ceva, ce așteptați? Zic, bre, zic, uite care e chestia. Eu aștept multe lucruri, dar nu aștept pe nimeni. Zic, mă uit cum apune soarele pe... Și sunt fascinat de faptul ăsta că vara soarele apune exact pe colțul ăla, știi? Se înroșește apa, tot. E un fenomen foarte rău. Zic, dar matale, de câți ani lucrezi aici? Și de 20 de ani. Nu te-ai uitat niciodată cum apune soarele? Nu. Ia uită-te mâine. Sunt și unii care merg un pic cu capul în piept, da, așa, da, da. Și nu... Dar mi-a spus după 3 zile, domnule, cum am uitat și că e frumos, într-adevăr. Păi, Brenă, nene... Eu cu Dumnezeu recunosc că am o relație un pic ambivalentă, că și eu am o casă în mănăstirea, relativ cam cum e a dumneavoastră, cu mica diferență că eu l-am dat, am stat la 20 de metri în Dunăre. Că au fost inundațiile din 2005. Mari, da. Și atunci cu apa s-a ambivalent un pic. Da. La mine a fost mai mult atracția pentru câmp. Mie mi-a plăcut ce mare poate să facă grâul în Bărăgan când e copt. Păi și suflă vântul. Eu am născut în Bărăgan, știi, da. Da, dumneavoastră un pic mai sus, da. Eu ceva, da, mai jos. Și la mănăstirea a fost aventura mea agricolă, la care s-a ales praful. Am băgat mulți bani acolo și m-am lecuit de marile culturi. Acum 25 de ani. Bunicul meu, Dumnezeu să nu erau ajutoare de nicăieri, în fine. N-a zis vreodată ce să fac, mi-a zis numai ce nu să fac. Tata zice să nu faci agricultură, că asta e loterie cu muncă. Știu, dar bunicul meu a fost grădinar. Și eu la... Când eram clasa 1-a, 2-a, mergeam cu el duminica la o târg, la obor, și mă lăsa pe mine. Vindeam legume, mă rog, mărar, pătrunjel, semințe. Și am rămas cu chestia asta, cu drag de pământ și de misterul plantelor, știi, din... Că, din păcate, România a mers pe cultură uriașă, nu știu, și a marginalizat chestia asta cu legumele, știi? Să găsesc legume, dar fermierul român, care e țăran, nu e fermier cu adevărat, vinde pe marginea drumului, știi? Da. Este jalnic. În 30 de ani de capitalism trebuia să România să producă mâncare, legume, în primul rând, pentru... toată Europa. A fost un ambasador al Norvegiei care a zis chestia asta. Deci e fabulos, aveți resurse să produceți mâncarea pentru 70 de milioane de oameni și voi importați. Voi n-aveți, voi importa, da. Trebuie să ne spună un ambasador norvegian. Nu trebuie, asta. E destul de evident pentru toți. Mm-hmm. Sunt evidente și cauzele aflate în spate. Da. Bine, nici acum nu e târziu, deși România, dacă profita de faptul că primii ani au fost dezastroși, așa, dar s-a odihnit pământul, știi? Din păcate, țăranilor li s-a dat numai pârloaga înapoi. Când li s-a luat, Partidul Comunist le-a luat plugul, vaca, căruța, caii, hamurile,
Le-a luat tot în curte. În mod normal, când Ion Iliescu, care era om de stânga, a zis, domnule, trebuie să facem o reparație istorică, în primul rând trebuie să facă reparație istorică la adresa țăranului român. Nu să-i dea niște pământ unde a dorit primarul și fără nicio compensație materială. Păi dacă țăranul ăla a avut în 1953, când i s-a confiscat totul din curte, a avut 5 cai, 10 porci, 3 vaci, căruță, plug, grapă, nu știu, ale aveau o valoare. În 50 de ani care au trecut de atunci, porcii aia trebuia să fie o turmă, așa trebuia să văd. Dom'le, câți porci ai avut? S-au luat că aveau datele. 50 de porci, acum 50 de ani. Înmulțește 50 de porci cu 50 și vei vedea, dar mai mult că ăștia făceau, mă rog, trebuia să fie o avere să le dea la toți. Și România se salva, după părerea mea. Și se salva în ce sens? Că n-ar mai fi murit fabrica de tractor la Brașov dacă fiecărui țăran i s-ar fi dat un tractor gratis, cum îl merita, la cât au pierdut ei, știi, și trei generații care au murit în 50 de ani, nu? Da, nu se revine, gândit nimeni, nu se revine la nivelul de Tudor Vladimirescu. N-au avut un proiect de țară, ăsta e păcatul acestei... Niciun politician, niciun președinte, știi? Un proiect de țară, nene. Știți cu gluma cu Neion? Neion e întrebat 2000 și un pic. Neioane, ma ta cu cine votezi? Cu comuniștii. Neioane, făcurăm revoluție pentru asta. Cum adică votuși comuniști? Păi, domne, au venit aia de la PSD, au spus că asfaltează străzile. N-au făcut nimic. Au venit aia de la liberale, au spus că bagă lumină în sat. N-au băgat nimic. Domne, comuniștii când au venit au zis că ia tot. Și-au luat. Ăia oameni de cuvânt. Hai să revenim la meseria ta ciudată, că e ciudată, nu? Pentru mine n-a fost niciodată ciudată. De unde pasiunea asta ta pentru zona asta, metafizică, îi zic eu, pentru că în zona unde omul trece o graniță și nu știe nimeni ce e dincolo, da? Eu am o poezie frumoasă despre chestia asta. Se cheamă Sfaturile unui mort cu experiență, știi? Voi recita o poezie metafizică pe care o veți găsi în volumul meu, care va părea de poezii noi, da? La sfârșitul lui martie, începutul aprilie, se cheamă E obositor să nu iubești pe nimeni. Volumul. Poezia zi are alt titlu. Sfaturile unui mort cu experiență. Vezi când te duci să nu uiți unghiera, că te trezești cu ghiare de vampir și poate nu o să-ți placă maniera de a fi întâmpinat cu hai sictir. Tu o să scazi, însă aceste unghii crezi mai vârtos în viața de apoi și să ții cont că ești vecin cu unchii ce put avizuină de vulpoi. Așa că e bine să-ți fixezi cu grijă vata din nas, că-și sigur te-or pupa. Celui masnob și împănat cu schije de la Verdun să-i zici bonjour, papa, că-i francofil și cică principesa, ce a fost o târâtură de șantan, l-a conceput cu nobil la Odessa, cu 5 moșii pitite în geamantan. Cu el în mână a absolvit colegiul, că avea și monogramă și zăvor, și a profitat din plin de privilegiul de a putrezi înaintea tuturor. Spune-i că-i pe făraș și obiceiul, cu moaște unse așa cum se cuvin, în primul rând că s-a scumpit uleiul și apoi nici vinul nu mai este vin. Iisus a spus chestia asta cu deșertăciune, știi, că nu... Iisus nu credea nici în moaște, adică nu, moaștele nu sunt pomenite în Noul Testament. Dar au existat și e ceva cu cultul oaselor, știi? Au și animale și elefanții. Elefanții, și, când văd cimitir, da, nu da, se apropie. Da, au un respect, așa că nu e de făcut mișto, dar pe de altă parte... știi, ideea omului că trebuie să-și lase un nume undeva, pe o cruce, știi?
îl mai trăiește să-ți și dureze după cumva amintirea. Asta e principala frică. Trăiești în amintirea prietenilor, a celorlalți, da. Problema că și aia se duc la un moment dat. Pentru mulți, miza este dacă mă mai ține minte cineva când dispar toți aia care m-au cunoscut în viață. Da. Are Carl Sandburg, un mare poet american, zice, au murit bizonii, au murit și cei ce au văzut bizonii. Cam asta este. Corect. Da. În momentul în care se face tranziția, de fapt, dinspre poveste spre mit, când se mai păstrează vag o relatare, doar că nimeni n-a mai văzut. Și atunci, domnule, posibil să nu fie existat. Am găsit speculații, l-am dat că balaurii ar fi fost, de fapt, fosile de dinozauri care au ieșit la lumină. Uh-huh. Și oamenii au zis, fiți atenți, balauri. Uh-huh. Iar ciclopii sunt, de fapt, schelete de mamuți de prin perioadele ulterioare. Gaura pe care o lasă trompa în craniu, ăstora le-a părut a fi ochi. Aha. Ciclopi. Aha, ăștia cu singur sunt ochi, da. Oameni cu un singur ochi. Auzi, dar tu care ai făcut teologia, poți să-mi spui de ce Biserica Ortodoxă nu acceptă cenușa, să devii cenușă? Că, în fond, până la urmă, nu are legătură cu când putrezești sau te faci din perspectiva dumnezeirii, Dumnezeu care e atot puternic, la judecata de apoi o să-ți recompună corpul, sunt oameni morți mâncați de pești. Păi tocmai. Din punctul de vedere al atot puterniciei lui Dumnezeu, nu are niciodată. Da. Foarte frumos a spus-o Anania, ca un magnet care trage pirita din adâncurile pământului, așa te va reface, trage. Da, da. Nu, e problema cine a folosit incinerarea manifest. Masoneria și apoi bolșevismul. Biserica s-a dezis de ea pentru că era folosită manifest de către niște organizații anticlericale. Bine, o folosesc hindușii și, nu? Plus păgânismul greco-roman, care la fel o folosea în anumite situații. Ce, arderea? Da. Dar deci indienii o dezicere practică de cât mii de ani? Foarte mult timp. Până, din păcate, sunt și cele mai grotești pe Gange, când n-ai destui bani să dai cu benzină și e numai perpelit săracul și mai parchează prin vreo grădină. Crezi, da? Nu, sunt filmate, din păcate, scenele astea. Da. E mai degrabă prin disociere, pentru că altfel contrazice tot puternicia lui Dumnezeu. Facem distinția între materia la care duce și spiritul care Poate să existe. Deci eu nu sunt un practicant religios, dar eu nu prea merg la biserică. Merg din când în când, n-am o stare mai proastă și merg, îmi plac bisericuțele mici, așa unde nu. Da, chestia metafizică mă lucrează. Știi că ideea este că nu cred că natura asta, care putem să-i spunem Dumnezeu, a făcut chiar degeaba povestea asta, chiar cu omul pe care l-a lăsat să creeze, știi? Că natura e cea mai mare creator, nu? Un Dumnezeu care a făcut cel mai ciudat pește din fundul oceanului, cu niște culori ciudate, care are o undiță în nas și prinde peșișori. Cu ceva luminiscent ca să atragă. Fosforescent, până la păsările alea superbe care își agață iubitele. Știți cum e varianta cu peștele la cu pescar? L-a făcut Dumnezeu, vai ce urmă ești ăsta, lasă că-l bag la fund, că nu o să-l găsească. Pe ăsta nu o să-l vadă. Deci e clar, arhitect, i s-a spus lui Dumnezeu, arhitect. Da. Marele arhitect și pictor și muzician, că e o muzică a apelor de care vorbea Handel, nu? Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Da. Ești pătimaș în chestia asta? Ești mistic? Ești... Sunt exact opusul. Da? Nu am avut niciodată trăirea mistică și am considerat o treabă în ciuda faptului că ai făcut școala de popi? Am făcut școala de popi pentru că m-a regăsit în programă și în faptul că am avut nu inoculată, nu impusă de cineva, am avut ideea clar că există și ceva peste ceea ce pot să văd. Astea au fost coordonatele care m-au dus pe mine la școala de popi. Nu am avut niciodată experiența mistică. Nu am simțit nevoia dialogului mistic cu Dumnezeu. Eu cu Dumnezeu am dialogat ca și cum ar fi stat lângă mine pe scaun.
Da. Și așa dialoghez până astăzi. Mm-hmm. Foarte liniște și foarte prietenos. Pentru mine Dumnezeu e un Dumnezeu foarte vesel și foarte binevoitor. Păi e clar că a avut simțul umorului, că altfel nu ne făcea. Imaginea pe care am rezonat-o cu Dumnezeu a fost în ecranizarea romanului novelei lui Charles Dickens, Christmas Carol. Este spiritul Crăciunului prezent. Mm-hmm. Mare, puternic, abundent. Eu așa l-am văzut pe Dumnezeu. Da. Din capul locului. Și atunci anumite părți ale asceticii, ale misticii, recunosc că mi-au trecut destul de pe departe. Le-am privit din punctul de vedere al cunoașterii academice. Nu am simțit să le experimentez vreodată. Nu spun că nu sunt oameni îndemnați să facă asta, exact cum vorbeam de scriitori. Unii au scris în da, eu, am, eu nu disprețuiesc oamenii care, mai ales oamenii simpli, știi, care, cum era străbunica mea, care era ultra inteligentă, a trăit 101 ani și era foarte credincioasă și mergea la mănăstiri. Păgubosul pentru cimitire. Nu, da. Credința la ea era atât de puternică, încât, bineînțeles, nu era frică de moarte, că totuși multor credincioși le e frică de moarte. Deci n-ar trebui să le fie, dacă chiar crezi că te așteaptă ceva dincolo. Era puțin frică ea că sunt niște vămi, dacă știi, pe acolo, știi? Sigur că da. Și te iau unii la întrebări. Scările alea pe care le vedem pictate în biserici. Da. Bine, nu scara lui Iacob, cred că... Nu e scara aia, lui Iacob, scara aia cu ungerii... Unele au pe trepte trecute, păcatul cu tare, păcatul cu tare. La fiecare treaptă te cercetează, că-ți dragi prin prejur care zboară și vinști... Aici a făcut. Și îngerul vine pe de altă parte. Vămile. Da. Străbunica vorbea de vămi. Da. Ce vrei, mă? Ce? Da, avem un mare tribunal, se pare, când ieșim de aici. Eu nu cred chestia asta. Accept că e Dumnezeu, accept că te duci într-o altă lume, dar eu nu cred că te ia nimeni la întrebări, știi? Și eu mi-am pus întrebarea asta. E absurd să Dumnezeu, un om care are o putere de creație atât de uriașă și cel mai deșteptă ființă din univers, să stea cu tine la taclale ce ai mâncat, ce ai... Hai să fim serioși. Eu mi-am găsit un răspuns care să mă satisfacă pe mine, că și eu mi-am pus întrebarea asta. Băi, cum facem? Nu, înseamnă, îl jignești pe Dumnezeu dacă ți închipui că pe lumea alaltă te iau unii, îți bagă lampa în ochi și te ia, băi, ce ai făcut, cu cine te-ai culcat, ce ai mâncat? Eu am găsit explicația altfel. Partea noastră umană implică și degradarea memoriei. Noi uităm fiindcă suntem fizici. Păi că memoria perfectă... Știi, natura a avut grijă și de povestea asta. Pentru că mulți vorbesc cu spaimă de Alzheimer. Dar Alzheimerul, de fapt, pentru mulți e o tămăduire, că nu mai știe cum îl cheamă, nu mai știe cine-s rudele, are un soi de seninătate și nu știe nici că există moarte, știi? Aici cred eu că e diferența de viziune la mine. Da. După moarte, dispărând partea degradabilă, e o teologume, ea nu poate fi dogmă, că nu s-a întors nimeni să spună, bă, așa-i. Că 40 de zile sufletul nu merge în rai, ci este purtat de înger prin toate locurile prin care a fost înainte. Mie asta îmi sună reactualizarea memoriei. Tu nu mai uiți că ai devenit spirit, ești forma corporală. Ți se reactualizează tot filmul, drept urmare, în sine nu este o judecată. Tu deja știi dacă ai făcut ceva care să te facă vrednic de iubire sau ba. Că de fapt înfățișarea este numai, știu încotro iau. Mulțumesc. Musulmanii au fost, ca zic așa, pun ghilimele, mai șmecheri într-un fel, că la ei plecarea în lumea altă se lasă cu fecioare, cu nu știu ce, e o veselie. La noi e o chestie interogatorii, ar urma, și, pe urmă, proslăvire continuă, ceea ce iarăși nu cred. Dumnezeu nu are nevoie să fie proslăvit deloc. Clipă de clipă, știi? Încă o dată, îi jignești inteligența, că trebuie tot timpul să... Este, sigur, e mentalitatea, dacă ne gândim cum s-au scris Bibliile și perioada aia,
Era mentalitatea aia când erau servitorii, împărații, păstorii, totul era acum deferența 2000 de ani. Mare ești. Eu cred că biserica ar fi trebuit puțin să regândească chestia asta cu relația cu Dumnezeu, știi? Cu creatorul, că e un creator, nu știm. Încă suntem departe de a înțelege ceva, ce cu lumea asta, nimeni nu. Cu atât mai mult cu oameni de știință, la apogeu carieră sau la apusul carieră, au căzut în misticism, adică nu, Einstein și aia, au zis, domnule, stai, știință ca știință, dar parcă nu mai înțeleg nimic, parcă m-aș gândi puțin la un Dumnezeu. Tentația e mare, luând în considerare știința produsă de umanitate. Umanitatea a produs o cantitate imensă de cunoaștere, dar ea nu ne este nouă odată moștenire genetic. Când m-am născut eu în anul 89, n-am moștenit toată știința umanității din spate. O redescoperă evident, în măsura că dacă care nu stai de vorbă cu nimeni, știi că multă lume nu înțelege povestea asta cu un copil când se naște, dacă nu stă de vorbă cu el în primul an și în al doilea an, în al treilea an nu mai poate să învețe să vorbească. Rămâne mut. Știi, nu, alea se tapă reziditoare. Știu că urmează să am și eu copii cât de curând și încerc deci să mă documentez. E foarte importantă chestia să dești în el. Ești grădinarul care pui, nu pui sămânță, nu răsare nimic. Da, sunt mulți care au făcut mișto că se vorbește cu copiii din burta mamei. Da. Sunt copii care stau în burtă și ascultă muzică de Mozart. Și au o plăcere să asculte muzică după erau numere de stand-up și ce efect are. Da. Probabil că s-au enervat o grămadă fetuși. Da. S-au supărat pe părinții înainte de a se naște, știi? Mai luat la frecat da, înainte să începem toată treaba. N-aveți și voi. Mai dă cu piciorul în burta mea. Schimbă repostul, mai pune ceva mai frumos. Nu mai manele, mai bagă și puțin Beethoven. Am fost la o întâlnire unde era și preda și Eugen Simion Săracu, care era prieten și el cu Marin Preda, foarte bun și, mă rog, l-a mirat, crede, i-a spus, domnul Preda, când ne veți oferi partea a doua a delirului? Și ce a spus Marin Preda? La Paștele Cailor, monșer! N-am făcut un secret niciodată faptul că am o aversiune față de manele, n-am apucat niciodată să spun de ce. Ritmul nu pot să spun că îmi displace în orice ocazie. Da, nu, ritmul e interesant. Cuvintele. Și maneaua, să știi, maneaua nu s-a născut acum în capitalism și nici romii n-au inventat-o. Maneaua, pe vremea domnitorului român, noi am stat 500 ani sub turci, se cântea Meterhaneaua. Da. Meterhaneaua era, o dădea pe manele, era o de-asta, știi, de... Ăsta e adevărul, știi? Lady Craven, dărită în Țara Românească, zice Lăutarii Țigani, perfect, Meterhaneaua, Doamne ferește, ce cacofonie sonoră, n-a putut să-i suporte. Pe mine ceea ce mă enervează sunt mai mult cuvintele. Bine, pentru că e simplu, iau chestia asta simplă, dușmani, vrea să... Ideea și e mentalitatea lor, știi? De ce își fac ei case mari și când taie porcul, știi, țiganii, care acum li se spune, eu am avut prieten țigan, că era în Slobozia și cartierul nostru de lumpen proletariat se termina de unde începea mahalaua țigănească și am copilărit cu Maidan, cu țiganii care am mâncat cu ei, erau sunt oameni foarte prietenoși și foarte se mai drag cu românii, dacă vrei. Să știi, spun mai cu... Ei sunt generoși, cât erau de săraci, erau foarte generoși. Bine, acum depinde ce cartier te naști, că există ăștia bengoșii și... Ticăloșii și proștii sunt o specie fără rasă, Eu am spus că Dumnezeu a avut grijă să pună peste tot, și tâmpiri, și criminali, și a cultivat democrația. Dar ei au chestia asta, să arate că au, știi, să arate... Că, te uiți la unii, de unii se și mila, au început căsoaiele alea uriașe și vezi că au stagnat. Da. S-a dus. Când s-au terminat alea de pe câmp de aluminiu acum 20 de ani, că ei i-au topit, aveau chestia asta din India, de unde veneau ei, cu metalul, știi, lucrau cu metalul și n-au reușit să-și termine casele.
până acum, știi? Eu am fost de curând într-o zonă prin nordul Banatului, pe lângă Ineu, pe undeva, și am nimerit într-un sat locuit majoritar de cetățeni de etnie romă. Eu mor de curiozitate ce biserică baroc or fi văzut prin Portugalia, prin Spania, că pe cuvântul meu, încadramentul caselor ălora, e o biserică baroc. Da. Dar e reprodus de 30 de ori. Bine că mi-ai amintit că întâmplarea face că unde te-ai născut, la mănăstirea, eu am avut prima aventură agricolă cu un fost prieten al meu, domnul inginer Sup. De la care ați rămas milionar. Am rămas milionar, că mi-am făcut praf panii, premiul Herder, mi-am luat tractor, am murit la Sup pe câmp, n-am câștigat niciun ban. Am băgat banii în pământ, ironic, am dat faliment. Dar premiul Herder în tractor e ceva literar. Da, a fost ceva cumplit, de fapt, știi? Și unde avea el, unde era ferma respectivă, într-o zi pe ăsta stadionul era acolo. Am auzit niște cântece religioase. Frumoase, dar ușor americanizate așa după muzică. Și auzi o ceartă acolo și mă întreb, ce se întâmplă? Zice, măi, zice, i-am lăsat pe ăștia, pe țiganii ăștia, să, că au intrat, sunt penticostali. Au venit niște băieți pocăiți din America și pocăiții au o metodă foarte interesantă de a socializa și de a... Intră într-o casă pe care n-au intrat niciodată, spune, Domnul e cu voi. V-am adus vești. Vestea cea bună. Vestea cea bună. Hristos există, nu știu ce, știi? Când ăștia au venit cu genți diplomați și au intrat în case la ei, unii au ieșit pe partea aia și au luat aia fugă, ciorbiseră ceva. Au crezut că a venit ăștia de la poliție, de la brigada, așa. Nu, v-am adus fericire. O pungă de mălai, o sticlă de ulei, generoși. Mă, și au intrat foarte mulți români în această poveste. Și unii s-au și vindecat de ciordeală, de nu știu ce, au devenit, chiar i-a lovit această credință și Țupu îi lăsase să cânte acolo pe stadion. Și a venit popa din sat, era un popa mai al dracu așa, care i-a făcut program lui Țupu. Doamne, ce lași pe ăștia aici, nu știu. Păi ce să lasă, uite, de când sunt ăștia, lucrau la mine la fermă, nu mai fură, nu mai... Adică a avut un efect chestia, în fine. Ne-am pus aici pastramă, așa, și cârnații de aia de... De ăștia n-am încercat. De capră, da. Mai dură o sâră ca aia, da? Tot parfumați. Eu încă stau să procesez amestecul de condimente. Adică cum am stat și la forma crudă. Bun. Eu iubesc condimentele astea. Stai un pic că am sesizat o discriminare. Dar acum or să fie... Gata, hai. Împrăștierea. Ia și tu și gata. Ușteala. Ceea ce a prins, eu n-o să, nu vreau să fiu la modul polemic cu diferitele confesiuni. Eu nu sunt misionar ortodox. Eu sunt ortodox din convingere. Aha. Eu aici mă regăsesc. Ceea ce a prins foarte mult la confesiunile noi este elementul de noutate. Cu ortodoxia suntem obișnuiți, că e aici de mult. A făcut exact același lucru. Cântatul ăsta în popor se practica și în ortodoxie. Dar eu cred că e generozitatea asta lor, care poate este o imecherie la un moment dat, nu știu, unde așa. În vreme ce poetul vine și te ia bani că trebuie să plătești, nu știu, aici vin și îți dau, la început. La început. Că, pe urmă, poți să-ți vinzi casa și să o lași un cultură. Discurs pe care l-am prins eu, dar asta între prieteni. Și-au făcut nuntă. Ne-a rupt la biserică. 30 de milioane. Zic, dar unde ați fost? La Sfântul Spiridon Nou. Ați fost la Ditai Hardughia, în centru. Te costă. Ce vă așteptați? Dumnezeu te costă în centru mai mult decât la margine. E ca la restaurant. Vrei la Leu și Cârnatu sau la Capșa? Mm-hmm. Nu merge la fel. Da, ți se pare că dacă e popă, cum e la fel cu dacă e cultură, acolo trebuie să fie gratis. Nu merge chiar așa, că și omul ăla are să se întrețină. Asta e o percepție greșită. Unii s-au prins de lucrul ăsta propagandistic
Și exact ce a spus dumneavoastră, pleacă pe ideea, noi îți dăm, nu-ți luăm. Dar n-ai... bine, nu ești foarte activ în zona asta. Ești prieten cu patriarhul? Imposibil. Nu am poziția. N-ajungi acolo? N-ajungi? Eu sunt un simplu colaborator al Patriarhiei, care s-a văzut cu Părintele Patriarh la angajare, și recent când am primit o decorație. A, de ți-a dat o decorație? Da, are lucrul ăsta de când a sosit. Da? E o treabă care stă în psihologia românească, că românul nu trebuie să dea doar bani, trebuie să dea și o vorbă bună din când în când. Să-i bravo, bună treabă. Eu eram prieten cu profesorul Paul Miron, care era... Nu, regulă, n-am nimica. Deci, Paul Miron... Zici tu că am? N-am. Era șeful catedrei de romanistică dintr-un oraș, un oraș universitar german, și vorbea acum, după vremea lui Teoctist, de prea fericitul de acum, de... îl cunoscuse în Germania și îl lăuda foarte tare, știi? Eu figură, adică e clar că este un intelectual, e nu știu ce, dar... Aici, pe de altă despre parte... unul se pot spune multe. Și e o regulă, pot să spună. Dar la capitolul pregătire intelectuală, anumite chestii subiective. Adică poți să nu-ți placă omul, dar asta nu înseamnă că poți să-l numești prost. Da, nu, niciun caz, nu, nu se pune problema. Eu l-aș fi vrut mai... să iasă puțin din cetatea lui, știi? Și să... E o figură mai publică, mai populară. Da. În fine, eu tot zic că biserica și-a ratat în România cu o mare șansă de a deveni o forță uriașă. Dacă s-ar fi rupt imediat după 89 de politic, adică n-ar fi participat, dar Iliescu și toți așa, că Iliescu a recunoscut că el e liber cugetător. Stați, bun, că eu am parte de un șantaj emoțional aici. Așa. Dar nu era întrunire PSD-istă să nu fie preoți acolo, să nu fie, înțelegi? N-ar fi trebuit să lucreze cu statul, știi? Biserica, știi? Eu nici n-am căderea și nici n-am suficiente cunoștințe pentru perioada aia. Dar deci și deținut cu faptul că 40 de ani biserica, dacă nu lucra cu statul, nu trăia. E adevărat. Între 48 și 89. Da. Și ceea ce se spune de Patriarhul Iustinian, că a fost prietenul lui Dej, nu-i chiar prietenul lui Dej. Cine? Patriarhul Iustinian Marina cu Gheorghe Gheorghiu Dej. E adevărat, da, e adevărat. Se pare că... Deci ăsta e primul patriarh comunist, așa, care... Nu era, nu făcea parte din ierarhia deja oficială de atunci. Era preot văduv. Era un preot de țară care l-a ascuns pe Gheorghiu deja acasă când era urmărit. Te-ai de... Te-ai învățat, așa-i? Numai, gata, hai, gata. Nu fii ticăloasă. Așa. A, scuze, ești fetiță. N-am știut. Da. Deci asta a fost primul, da, primul prefericit. Despre care, mă rog, a fost, a avut și dușmani, cum toți, și ăștia. N-ai cum să, el să fii iubit. Reușește o relație cu statul care menține și biserica în mișcare. Nu știu dacă exista mai bine. E, totuși, nu, pe vremea comunismului n-avea cum să existe dacă nu marșa. Dar după 89 ar fi putut să fie, pardon, o citadelă așa de... și un punct de reper pentru conștiința neamului, dar în fine. Dacă Ghisca... Eu nu mă feresc să vorbesc din punctul de vedere general, ci relația am avut eu cu Părintele Patriarh. La un moment dat m-a ocupat de reeditat mica Biblie, aia care circulă de pe vremea lui Nicodim Munteanu, da, da, care e ca în greoaie pentru copii. Și ideea a fost, băi, în text n-am cum să umblu, că nu mă apuc eu să rescriu Biblia. Dar hai să o explicăm, punem niște note de subsol să se înțeleagă despre cine e vorba pe acolo. Hai să o ilustrăm, să fie un pic mai mișcată. Și am făcut toată treaba asta și am trimis pentru editură bibliografia de unde am luat notele alea, că nu le-am explicat de la mine din burtă. Înseamnă de acolo, de acolo. Nota a ajuns la Patriarh,
care a trimis-o înapoi, dar a spus să ajungă la mine și a scris pe ea. Sia act cu apreciere. Tot e ceva. Pentru mine a contat. Contează, da, da. Faptul da, că ți-a zis o vorbă bună, că bă, te-am văzut că ai muncit. Bravo ție. Că de salarii, până la urmă, avem nevoie toți. Da. Da. Asta cred că domnul Vintilă Mihăilescu a spus chestia asta, că românul lucrează mai bine când te simte că ai și un pic de drag față de el. Că nu doar așa îi dai să... Eu mă resimt în treaba asta, recunosc. Eu mi-amintesc când eram mai tânăr și stăteam la masă cu Fănuș Neagu, mă rog, alți scriitori care mă luaseră sub aripa lor. Eu aveam 20 de ani, erau deja scriitori celebri, Fănuș Neagu așa. Și era un tip care se ocupa cu mormântările la Uniunea Scriitorilor și a deschis după 89 cea mai tare chestie de, ia zi un nume... Angel. Nu. Stoica. Stoica. Stoica era un tip foarte simpatic, eu l-am cunoscut și eu foarte bine. Am stat la masă și Fănuși, care stătea la masă și bea, se nimerise cu Stoica în dreptul lui așa. Și spunea, bă, nu te mai uita la mine, mă, că am impresia că mi-ai măsurător de pentru Coșuc. Că el era, deci pe vremea comunismului, el se ocupa de toată procedura, știi? Știa de unde se ia coșugele, de unde coliva, de unde... Dragă, am pisică acasă. N-ai tu ce să faci mai inspirat decât face mâța aia să... Să știi că este surdă. Pe cuvânt de onoare. Da. E surdă total, da. Gata, am terminat. Bine, are 20 de ani. Eu am găsit-o într-o vie acum 20 de ani. Mânca numai struguri, era micuț așa. Și îi spune Strugurina se cheamă, știi? Da. Și am luat-o, ea nu doarme decât... Sunt într-o emisiune, Irina, te sun eu. Te pupa. Fica mea. Până la urmă, a trăit și Stoica mult, a făcut după Revoluție cea mai mare casă de mormântări, firma Stoica, era tare. E pe Dorobanți până astăzi. Mai există, da? O, cum pe Dorobanți, acolo, da, nu. În fine, era ultra simpatic domnul Stoica, știi? Și un om generos, dădea de bău la toți scriitorii, poeții, păi, amărâți. Noi nu știm ce e aia pomană, cine mai da, știe? Da, exact. Și Fănuș, la rândul lui, Fănuș era, a fost singurul din generația lui care a trăit 80 și ceva de ani. Toți au murit la 50 de ani pentru că erau băutori de vodcă. Cine bea vodcă și mai și fumează la 50 de ani, ne ia la revedere. Dimineața are tremurul al mâinii și când trebuie să bea neapărat o vodcă să îi treacă tremuratul ăla, așa. Mă, Fănuș bea o vodcă mică și pormă a fost băutor de vin. Bă, a mâncat de-a rupt. Lui aparține de definiția vinului, cum e bun vinul. Mult, alb, rece și degeaba. Și gratis, da. Ăla e. Ăla este, da. El n-a avut nevoie să bea vin gratis, că era un om care a câștigat destul de bine cu scrisul lui. Printre altele avea o rubrică de asta de sport și era celebru așa în... dar era într-adevăr un mare băutor. Eu l-am văzut, deci, pentru prima oară mari fără băutori să... sunt plăcuți la masă, spre sigur de bețivi care sunt plicticoși și nu știu ce, băutorii care au o limbariță de asta colorată și nu știu ce, e o plăcere să stai cu unul de ăsta la masă. Primul meu contact cu Fănuș Neagu e în filmul Crucea de Piatră, când văd generalul ăla sovietic intrat în bordel. Zica chiar de el. Eu crezând că e rus. El a făcut scenariu și... A vrut să joace. A vrut să și joace, că păi el este lipovean, de fapt, el e rus la origine, deși nu își ascundea acest maică, s-a se pare că era... Era din Brăila, nu? Da, din Brăila. Brăila era un oraș amestecat, portul acolo, nu mai e nici... Imperiul Otoman în toată splendoarea lui. Rasa pură, ariană, românească. Zambilica. S-au amestecat acolo toți. Dar el avea în... că era dintr-un sat, din zona aia a Brăilei, era clar că maică-sa era cu origini slave, știi? Și figura lui așa de... Eu puteam să jur că e rus și am fost curios, bă, care e rusul ăsta care a jucat care... într-un film românesc? E autorul. Și după aia am văzut Fănuș Neagu, am început să citesc cu Amantul Marii Doamne Dracula, cu... Da, da.
El n-a, din păcate pentru el ca prozator și dacă poetul poate să bea un vin să, da, și să scrie, să aibă o fulgurație și o chestie așa, să scrie o poezie genială în 10 minute, un prozator trebuie să stea, să se lege ca la strung. Ori el a ratat capodoperele, știi, din păcate, pentru destinul lui de scriitor, pentru că, na, spre Sibirie de Preda, de exemplu, care stătea ore în șir și muncea. Era echivalentul lui Flaubert în literatura română, deci, nu? Muncea, cu... Preda, și nici nu bea, că i s-a zvonit că Preda, nu, Preda mi-a spus mie la un moment dat, la Mogoșea, mi-a zis, Moșer, eu am descoperit uișchiul la 50 de ani. Păi Fănuși la 50 de ani băuse butoaie de whisky și de vin, așa. Păi la bătrânețe a început el, dacă putem să spunem că a trăit puțin de... Moșer chiar e tic verbal al lui Preda. Da, el avea această chestie cu Moșer. Bine, luată din Caragiale, de fapt. Da, da. Păi da. Mi-a plăcut cum ați încheiat articolul despre... Aici nu vă tămâiez, că fac destul asta profesional, nu-mi trebuie. Da. Dar nu știam partea cu delirul, că delirul n-are o parte a doua, că de fapt trebuie inserat un capitol cu Neanicu. Nu, da, deci eu știu cu delirul de ce, că eu stăteam la Mogoșea și el prinsese drag de mine și eram așa, un soi de Johnny Joker pentru el, era un tânăr poet ciudat și cu umor și nu știu ce, era drag de mine. Și m-a luat într-o zi, băi, gata, măi, că filmăm, bă, boule. Așa. M-a luat, Moșer, ce vină cu mine așa până la... Trebuie să merg la cec. El își băgase banii la cec. Știi? Și cu două genți așa scosese primul volum din Deliru, urmând să apară și volumul 2. Și el mi-a povestit ce s-a întâmplat. Deci el a predat cartea, Dumitru Popescu, Dumnezeu era cu Popescu, a vrut să vadă, pentru că el a avut acces la niște documente legate de Antonescu, de perioada războiului, nu știu ce, știi? Și l-a chemat Dumitru Popescu, a zis, foarte supredare, puneți totuși cu un capitol mai mic, așa, și cu tovarășul care era arestat și luat din post în post. Știi că era chestia asta cu Neanicu. Da, legenda lui cu detenția. Legenda lui, cu... Da. A fost bătut la Caracal de către ăștia, cum se chemau, milițenii pe vremea capitalismului. Siguranță. De siguranță, nu știu ce. Și atunci, că îi dă un tiraj mai mare. Un tiraj mai mare însemna... Cașcaval 100 de serios. Mii de lei pe vremea aia, o jumătate de milion de dolari, știi? Cu salarii de și câteva el, mii. Așa, și el a băgat în deliru, fără nume, acest tânăr, nu știu ce, așa, care era purtat din post în post, urmând ca în volumul 2 să înflorească biografia acelui tânăr, știi? Numai că Preda, nu numai eu am fost, bă, jur, uite, mă închim. Am fost la o întâlnire unde era și Preda și Eugen Simion Săracu, care era prieten și el cu Marin Preda, foarte bun și, mă rog, l-a admirat, știi? I-a spus, domnul Preda, când ne veți oferi partea a doua a delirului? Și ce a spus Marin Preda? La Paștele Cailor, Moșer! Adică v-am păcălit, nene, v-am luat banii și nu vă mai... Tânărul a murit acolo în... Da. E un om tot care totuși nu-i prea bănuit de a fi pupat în cur intenționat regimul. Cine? Nu? Preda? Nu. A fost... Bine, el era, sigur, provenea într-o familie săracă, nu știu ce, primele lui novele aia, dar după aia a fost un mare reper, a fost o conștiință scritoricească, să știi. Pentru noi conta foarte tare că este oameni ca Marin Preda, știi, care nu fac compromisuri în... Că toți cărțile lui ultime acolo nu are nimic, în fine. Eu am intrat în contact cu el întâi cu Amintirea unui râs, cu volumașul ăla mic de dictonuri pe care le lăsase, ca orice puști care digeră greu. Băieți, hai că ne-a luat frigul. Mambo Siria, prietene, mi-a făcut mare plăcere. Asemenea, să Dumnezeu. Discutăm despre Dumnezeu, cimitire, cârnați de gâscă, vinuri de bune. Vinuri. La mulți ani. Haideți, dați-i drumul.
zilele voie mare, te s-o legă bunul de gagica mea. Hey! Eu și cu jenică și pe lomul stavițare, și să vezi pe mandea, măi cum știe să dea. Măi cu mâna pe cătul scaun, s-a pe o sticlă din zipul, când e șapte, o deodată pline bulimor. Așa e viața, trebuie să știi să te facă piată fată, mi-a dat punga și-a plecat, iar eu m-am dus la urmă și m-am îmbătat. E mai pungă că pătrață și ce frumos mirosea, avea 607 de frăjcuță-n ea. Așa e viața.